Trei clăi de fân au fost cuprinse azi noapte de flăcări în satul Voitești Vale. Două echipaje de pompieri de la Târgu Jiu au fost trimise la fața locului și au intervenit înainte ca focul să se extindă la gospodăriile din apropiere. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Primele verificări arată că cineva le-a dat foc intenționat. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a izbucnit incendiul, mai multe persoane fiind conduse la audieri.